Pai, da greu e. Nu spui asta, lentilele. Ce lentile? Ochelare? Dar nu spui ochelare. Da, să aici. Ah, nu-i așa lateral atunci. Da, bun, deci... Nu ne dăm unul la altul pietre. Nu. Stai un pic. Deci prima oară, caserola cu grătare la mine. Da. Ceapă, roșii, castraveți, da. Spuse, nu? Da. Roșii, da. Furculiță, cuțit, sare, niște hârtii, reviste. A, o brișcă și eu. Grătarul-i pus. Da. Altceva? Ți-ai pus bateriile. Cardul. Bateria cardul în cameră, deja filmează. Am două baterii, baterie externă. Ce mi-am pus? Încă o baterie la asta. Mai lipsește ceva? Nu. Deci pentru grătare, și ce ar trebui, bă? O bucată mică de slănină să curățăm grătarul. O bagi la tine, nu? Bucata aia. O bagi la tine bucata aia. Bun. Nu vrei brânză sau căcaș, ceva? Nu. Sau dacă vrei tu să pui. Păi cum vrei tu? Nu știu. Auzi? Brânză vrei sau caș? Da. Brânză sau caș? Să pună? Dacă ai tu... A, bun. Ba, unde să mai pune? Ce? Unde să le mai pune? Cam la tine. Sau peste roșii? În caserolă? Da, tot mai încapă caserola aia. Unde sunt roșiile? La mine în gheța. Da, acolo în caserola aia. Da, bă. Deci uite. Bă, dar e umed rău. Ce naiba a mers așa rău? Și roata mea e tare. Stai că îi dau mai ca lumea. Nu rămân astea așa. Nu mă chinui de aici. Atât. Da, văd că în sus nu prea mai e unde. Hai, de capul meu lungă-i. Și faină. Trebuia să stau continuu pe față, că altfel se ridica continuu cu mine. Bine, bă! Bă, noi cred că coborâm, nu? Ai pus pompița la tine? Da, am pompa. Coborâm, nu? Ce da, nu cred că merem înainte, că n-ai pe unde. Aș fi urcat și eu până sus, numai că am pornit nașpa, ai văzut? Da, și eu. Am pornit și m-am dus pe la Sergiu. A, deci ai deviat de la cărare. Ți-ai luat demaraj, da. Eu am venit direct. N-am crezut că e așa lungă. E faină, lungă, faină. Da. Cât de fain e, bă, să ai așa ceva în grădină. Ai de capul meu. Ți-e mai mare dragul să ieși cu motorul.
dacă poate urca cu guma aia pe aici. Ba, asta el a făcut-o. Păi a făcut-o, dar a făcut-o el, dar cu altă gumă. Aia e nașpa. Uite, acum a prins. Oare? Acum vine. Acum are spectator, da, vine așa. Dar avea tot spate cum are pe față. Uai, ciuda cu el. O dat? Da. Uai, nu, nu, nu lăsa. Bă, dar îi frânează fața, bă. Ți-e frânează fața așa cum. Dar îți frânează fața, de-aia. Că am văzut acum când ai sărit, s-a blocat roata în aer. Acum până se uzează plăcuțile astea noi. Bă, Sergiu, tu acum voiai să mergem pe aici? Nu, facem. Hai, coborâm înapoi și noi. Și mergem. Nu, n-are, nu, nu portăm nimic. Da. Nu, până nu ți se uzează plăcuțele un pic, tot așa o să mergi. Nu, hai să mergem. Hai să mergem, putem să facem. Hai să mergem să facem frigarea că mi-e foame. Păi, da, faină-i, bă. Hai că mergem. Ce faină-i amenajat asta? Să știi că. Încotro. Aici e încotro. Nu știu, să ajungem pe partea alta, să mergem spre... Nu ținem bologa. Așa ar trebui. Ținem bologa. Coborâm pe aici. Stai un pic, eu acum am dat seama că de fapt noi nu trebuie să trecem în 60-ul. Păi nu, că suntem pe partea... Nu, că suntem pe partea asta, da. Că e 60-ul acolo, nu? Da. Acolo e Negreni, așa-i? Da. Atunci e lux, ține numai partea asta. Da, dar coborăm pe aici pe jos, asta coboară așa în jos, n-a tot. Am înțeles. Mere pe drumul ăsta, pe acolo. Bun. Să le facem o poză. Aici? Da, Wi-Fi se vede. Hai pune-l aici. Băieții se duc să facă o urcare, coboară până aici și vine înapoi. Eu vreau să verific pe telefon dacă am sunet până acum la filmări. Că de nu, direct acasă mă duc. N-am filmat, n-am fost. La noi lucru. Sper numai să fi rezolvat problema. O trebuie să opresc un pic camera până să verific. Și am verificat vreo 7-8 clipuri și toate au sunet, ca norocul. Fuh, Doamne ajută, că n-am putut dormi azi noapte bine din cauza asta. Ori urca și băieții, începe să sufle vântul destul de tare și destul de friguț. O să iau imediat geaca pe mine, că n-am numai bluza de enduro și un tricou.
Bine că iar pornim scoateria din loc. Vale, la ușoară. Așa. Unde-l vezi? Deci valea aia, altal, și merge și ajungem la drumul aia. Deci stai, să urcăm pe acolo? Vezi valea asta pe ce? Da. Urcăm altal, pe vale până sus. Și o ținem pe drumul ăla până în... Nu. Cel mai sus? Uite, după aia ținem în stânga, cumva, stânga. Dar nu mă refer, vrei să ajungem chiar în vârf? Da. Bun, hai. Dar vezi pe valea asta de jos. Putem coborâ pe aici direct? Sau? Bun, hai. Ce faci? Hai. Șmechere. Hai, trebuie să mă țin bine că se răzbun acum. Sau nu? E pașnic, Sergiu. Du-te! Oh, nu-i bine! Nu-i bine! Dacă merem încolo, dar nici încolo nu mere! Uai de nașpai! Cred că aici același lucru. Ah, spin. Nu știu cum o să coborâm noi valea aia. De fapt știu, pe drumul ăsta. Ce simplu era. Și noi ne-am băgat pe nu știu unde. Da, n-am avut ce să facem. Singura variantă. Eventual putem pe aici, drept în față și luăm așa pe culme. Da, da. Au, au, au. Cam nașpa. Da. Nu știu, încercăm, nu încercăm. Hai să vedem ce este. Da, tot tu n-ai, n-am mers pe vale, merem pe aici. Același lucru, dar poate că un pic mai greu. Și acum... Cam atât. Aici. Ești nebun. Dar n-ai pe unde. Nu. Stai să văd cum întorc. Cred că așa m-am gândit și eu. Și să coborâm dincolo, nu? Da, nu e ușoară. Am asta e. Fii atent. Acolo e. O văd. Uaaa. Nasol. Numai să nu fie cumva înfundată și după aia... Nu
mai urcăm noi în viac pe acolo. Nu știu ce să zic, Bogdi. Hai să-mi bag piciorul în ele de cringe. No, acolo este un drum. Dacă am ajunge la el, ar fi super. Tot în față, da, că n-ai cum cobori la drum. Au, au, au. Și cam atât? Sper că nu. Serios, bă, încă nicio tentativă de coborâre. Așa m-am gândit și eu acum. Ce? În drum? În brațe? Toți trei pe un motor. Opa! Ai de capul meu! Du-te înainte! Ce fain e să fii ultimul! Mai bine, hai să vedem ce-i aici! Ultra mega super nașpa! Păi aia nici într-un cap! Doamne, feri! Mi-ai în cap! Fai! Ține frâna! Gata, lasă un pic. Gata. Nu, bă, hai ține de el. Nu știu cum să-l las. Da, numai că plec și eu deodată cu el. Hai de capul meu. Cu spatele era mai ușor, da? Nu mai avem ce să facem. Lasă-l așa foarte, foarte, foarte încet. Poți băga piciorul acel în caz de ceva? Da, bă, ridică un pic de motor, nu-l trage pe jos. Da, și vine vremea când trebuie să țin 100 de kg în brațe. Du-te la spate! Hai jos, hai jos, hai jos! Ai! Prea ușor, bă. Rândul tău. Ai închis tot? Locul ideal în care se putea desărca bateria. Fix după. Da bun, eu ce să zic? Spor. Bun, e să urc. Da, că trebuie să urci. Fii atent că drumul merge acolo. Nu că nu era mai departe, că tot am coborât.
Da, de ce poate nici Bogdan n-are pe unde coboră. Totuși caută variante. Bogdi se chinuie și el pe undeva. Dar acolo în colțul apare mai ușor. A, pentru el e simplu. Le-ai drumul? Hai jos numai. Unde? A, tu m-ai ajutat pe mine? Da. Tu m-ai ajutat pe mine? Nu. Jos să ce? Să-ți iau eu vaca asta în brațe? Ca norocul e vaca ta, dacă era lui Bogdi, crăpau aici mâinile. Uite-te acolo cauciuc nou cum ține. Deci poți să mergi cu el pe casă, bă. Pe casă mi-e cu cauciucul ăsta. Da, dă-i. Hai că Bogdi acolo. Da? Numai ușor. Să nu-l scape aici peste mine. Hai că te ajut și eu. Tu numai ridică-l să nu ți-l zgârii, că-l țin eu. Bun. Numai încet. E în viteză, nu? Da. Hai de capul meu. Ține, ține, ține. Da. Aha. Norocul tău a fost că ai fost ultimul, că erai primul pe aici, vedeai și tu. Da. Aha. Și că nu a fost ușor și apoi motorul lui ca scos din spălătorie. Uite-te aici. Se poate continua în sus sau trebuie să coborâm? Nu bă, Bogdi, trebuie să ajungem în vârf, da. Și să mergem încolo, că e târziu și mai trebuie să facem și grătare. Să nu mai băgăm ziua noapte. Bă, Honda, știa să coboare pe aici? Am învățat. Da, pe unde ai coborât? Asta e autostradă. Da, vale. Pe drum. Nu-i bine. Patru. Nu știu, hai că trebuie oamenii ăștia. Băga mea și piciorul, ce ne-am complicat. Noi o să ne mai învârtim pe aici destul de mult până găsim o variantă să urcăm și ne vedem când ajungem în vârf. Ne complicăm din nou, că așa ne place. Dar până când, nu știu. Evident, gard. Ai de capul meu. Dar păi o să mai ajungem noi mâine la Bologa. O băga mea și piciorul în ele de treburi. Nu se poate! Nu cred, bă! Ce mai ducem, bă? Nu mai! Nu cred! Ce se faci? Tot aici am ajuns! Chiar dacă tot două trebuie. Bun, stai să... Aici e mai repede. Mai rapid. Aici am înconjurat mult. Aia, se plimbă.
unde vrei să facem grătarul? Găsim o vale. Exact acum suntem la limita Clujului cu Bihor. Găsim o vale. Bă, a, ce distribuită acum pe acolo. Unde face grătarelul? Găsim o vale, o zăpadă să ne spălăm pe mâini, alea, alea. Fete, ce facem? Merem încolo un pic până dăm în câmpie. Nu tot acolo facem. Nu, nu, nici vorbă. Dăm în câmpie aici sus și coborăm încolo în satul stânga, Valea Drăganului. De unde ne-am făcut noi poze, în stânga jos. Corect, hai. Acolo e un drum care duce la asta. Dar pe aici nu știu, coborăm la ceva în poate. Hai să coborăm să facem mâncarea aia, că nu mai pot. Da! Bine că ești și soarele. Și când am coborât acolo, nu v-am băgat lângă voi. Promocirile acolo. Ai de capul meu! Eu așa zic, nu? E ideal. N-are rost mai mare, că nici grătarul nu-i gigantic. Ceva de genul. Vă ocupați voi de lemne? Da. Deci, grătare, pâine, suc. Dacă sunt grătare, trebuie și grătar, nu? Cam atât am eu. Sergiu, golește și tu. Trebuie foc alumea la grătare. Ce brânză ai? Faș. Unde e pota pentru asta? Măcar trebuie ceva nu foarte gros. Bine că e groasă clisa. Ce? Lemnele. Da. Ceapa în foc. Adu niște pâine. Sper că ne ajung dacă nu mai am unul. Păi, da, de sau, bă. Fii atent pe asta. Trebuie să se pună pâine ca să picurăm, el pune toată punga. Ceva de genul. Bine arată. Băi, eu zic că ar mai trebui. Bă, cred că să cam pot mânca. Care vrea? Ne băgate mai. Care e primul? Pui peste o pâine?
Păi peste pâine direct. Am ori pâine de aia, ori de asta la altă. Hai, că trebuie să punem alții. Ăștia deja... Bă, eu zic că-s buni. Am este medium, medium rare sau well done? Care încearcă să vedem dacă-s păcuți? Păi ăla pare data. Ăla și ăsta. Nu, hai serios, scoate-o pâine. Asta? Pune acolo cu munchiul imediat. Ăsta e bun? Da, pune. Așa zic. Pune degetul. Atât. Bogdi? Hai că iau și una. Lasă să-mi da, să mai facă mie. O mai lasă asta? Da, aia lasă să-mi mai facă mie. Îmi place așa mai... Opa. Cum vrei tu? Numai du-ne încet. Ce? A. Opa, se deschide benzina. Opa! E rotă, vreau să meargă. Bă, ce fain e pe aici. O luăm încolo. Da. Opa. Graba strică treaba. Aveam handguard. Ce-mi julea mie degetele acum? Ce? Băi, nu știu, merem pe mâna ta. Da. Nu contează, dă-i. Că-i târziu. Să merem așa? Bar n-am. Așa trebuia să-i dau și eu. Ai de capul meu ce-o plecat. Ah! Ce naiba am prins? Nimic grav. Nu-mi prea place ruta asta, direct în gât. Eu am intrat acum o creangă. Noroc că a fost uscată și s-a rupt destul de ușor. Ce-i baiul? A. Cât de fain se vede încolo. Hai de faine. Fii atent unde voiam eu să ajungem. Vezi crucea acolo sus? No. Vroiam să mergem jos pe drumul ăla, să urcăm acolo unde se vede așa, unde se vede acolo lung. După aia să traversăm tot dealul și acolo undeva e cetatea Bologa. Și acolo aș fi vrut. Cum? De acolo vreau să ajungem. La tine cumva undeva. Da, dar putem coborâm mai repede. Chiar la intrare, cum ești în ciușă, știi? Dar nu, hai să mergem peste deal până acasă la tine. Cum? Să mergem peste deal până acolo. Chiar până la mine? Da. Bun, să nu mai coborâm la calea ferată. Dar nu trebuie să știi, trebuie să ne luăm o direcție și mergem încolo. Ce?
Să știi că la nimereală și-a fost bine. Vai, ce i-am dat acolo? Nu mai știu pe unde au mers băieții. Ba, pe aici, că văd urmele de la frânare. Da, băieții? Ba, acolo, nu? Ba, nu știu. Trebuie să luăm așa încolo. Păi dacă vrei să merem încolo, merem încolo. Se mai putea pe aici pe sus pe undeva dacă urcam. Că am mai văzut un drum la stânga. Era? Acolo în câmpie, da. Deci dacă ne întoarcem și urcăm câmpia, dăm de un drum. Și ajungem acolo pe câmpia aia de sus. Bine, hai. Îi dăm direct așa. Și acum unde-i drumul? Nu-i nicăieri drumul. Acolo-i drumul, numai nu știu cum coborâm noi până acolo. Oai! Mi s-or că am terminat și plăcuțele astea. M-am îndrumat, Sergiu, pe drumul cel bun. Hai că vin și ei tot acolo. Avantajul să fie ultimul, cum a fost și el, acolo pe valea aia. Zic, avantajul de a fi ultimul. Da, cum a fost de tot. Cum ai fost tu dincolo, da. Fii atent pe Sergiu. Hai că mai te-am tundeal. Ai fi crezut că o să ajungem ok aici jos? Nu. Dar cum am luat-o printre copaci? Să știi că... Bă, nu contează, să ne dăm. Ponoara de astăzi. Cum? Asta e ponoara de astăzi. Da, da, da. Hai, Sergiu, omul pădurilor. Ca din boschet. Acolo e un drum. Păi chiar așa îi. Ne luăm cumva. Vezi că ai o creangă la etrier. Pe spate. Tot așa luăm cumva, în sus. Da. Fii atent, auzi. Acolo este un drum. Așa. Vezi? Dincolo? Dincolo, uite. Noi trebuie să ajungem acolo sus. Da. Nu mai mergem, bine mergem pe ăsta și cumva luăm drumul ăla. Dar nu-mi dau seama. A, ăla jos? Da. Păi hai. Dacă nu se poate, o luăm așa altal. E bun. Păi, pe unde vreți voi? Încercăm? O dată ne-a reușit. Acum să vedem a doua oară. Nu știu, sper că mă duc bine. Apar, n-am pe unde să o iau. Ar fi pe aici ceva variantă? Nu cred. Nu din nou vale, că nu am chef la ora asta. Ce? Coborăm? Bine că nu m-am băgat. Bă, drumul eu nu-l văd.
Asta ar mai lipsi, să ne rătăcim pe aici la ora asta. Ce zici? Mergem sus? Da. Da. Dacă poate careva. Cam atât. Iud. Nașpa că iud. Da. E destul de ud. Fii atent pe Bogdi. Ce șmecherei? Bogdi! Bogdi! Fii atent unde ai drumul, bă. E sus. Acolo ai drumul. Da, da, da. Așa facem. Coborâm în vale și mergem încolo. Da, da. Ce? Sau de fapt ei, că acum trebuie să mă bag acolo în balta aia. Da, păi merge și așa. Mergem așa și dăm de drum. Da, până dăm de drum. Dacă poți. Bine, bă. Da, dă-i mai în față. Aș fi vrut să urc direct, dar nu merge. Așa da. Punem motorul pe remorcă, merem la spălătorie, se dau spălare ca lumea și mâine mă apuc să-l dezmembrez tot. Prima oară să gresez absolut tot ce mișcă, rulmez la progresiv, rulmez basculă. Hai înapoi și dăm pe drumul ăla în pădure. Vreau să schimb rulmenții la roata din spate. Să curăț lanțul, să-i fac așa o pregătire capitală, fără prea mari costuri. Că vine vara și vreau să-l pregătesc pentru ieșirile lungi de vară. Chiar m-am gândit la câteva zone unde aș vrea să ajung. În zona Alba Iulia, Dumnești, Sălcioa sau Băișoara, Muntele Mare. Muntele Găina. Ar fi câteva obiective. Doar că ieșirile astea vreau să le fac pe cel puțin 2 zile. Și în funcție de cum o să fie vremea și unde o să mă duc, ori o să-mi găsesc ceva cazare, la ceva pensiune, ori cu cortul chiar. Ce mi-ar fi plăcut mie era să pun cortul cu mine și unde se apropie seara, acolo să pun cortul să dorm. Ceva de mâncare
Doar că nu prea am unde să car atâtea și atunci aș avea nevoie și de benzină. Deci dacă aș avea cu mine pe unul bun ATV, ar fi chiar super, că l-am încărcat de numai. Da. Așa, se audă toată lumea că a venit acasă. Sergiu! Așa îți anunț tu prezența, că ai ajuns acasă? Da, dar nu-i nimeni acasă. A, așa da. Da-aia să faci de capă. Păi ceva mașină în gara. Nu. Alo? Ești? Da, unde ești? Ține-l mă drept. Cu cine? Dar nu are la modă. Bagă-l numai aici, mai în față. Ai atât. Aha. Cum? Este benzin. Cum să nu fie? Mai am crezut, Sergiu, că ne duce acolo la urcări, pe Valea Satului. Dar n-am, aia acolo nu-i. Deci astăzi, dacă ne mai dădeai două, trei urcări, cred că așa aveau. Dar mai avea, dacă vreți să mergeți acolo, Marchia mai are în partea aia acolo. Asta mai e și unul, eu sunt acea aproape stau acolo. Dar te-am văzut că tu te vii acolo din sus de Vlad, în câmpul ăla. Da? Pe acolo e al lui câmpul ăla, de-aia vine acolo. Dacă ar fi era pistă deja. Sergiu, sus cu el. Poți? Așa. Dacă nu prind și-o darică. Copii, no, ai rupt-o. Ce-ai rupt? Aripa. Da, gata. Nu vadă alea să nu vadă bocti. Arip rupte. Să rupeșe ușor, vă zic. Ce ai? K3? Care? Ce ai tu? Chiar fărui? Nu. Merge bine? Da. Nu știu de care, că nu mă uitat. Poți la Lidl acum, promoție. Este 99 de lei. Ce? Similar cu Kerharu. Ce sute am dat și eu pe asta? La până în vara, este 99 de lei.